am început să vorbim despre, în urmă cu câteva săptămâni, despre cele mai importante caracteristici sau, am putea să le spunem, virtuți creștine. Le-am găsit în 1 Corinteni, capitolul 13, la sfârșit, unde spune Apostolul Pavel, acum dar rămân câte? 3. Nici mai mult, nici mai puțin. Esența creștinismului constă în 3 lucruri. 3 lucruri care sunt indispensabile oricărui creștin, indiferent că este nou născut spiritual sau că este vechi în credință, indiferent că este copil spiritual sau om matur. Acestea 3 sunt credința, speranța, iubirea. Dar între ele există o deosebire, un rang, o ierarhie. Fiindcă spune Apostolul, dar cea mai mare dintre ele este iubirea. Da. Și ne dă și motivul. Spune, dragostea sau iubirea, agape, nu va pieri niciodată. Când îl vom vedea pe Domnul față în față, când vom fi în locul pe care El ni-l pregătește acum, nu vom mai avea nevoie nici de credință și nici de speranță. Ele își vor fi găsit sfârșitul. Însă iubirea va rămânea și atunci. Apostolul Ioan, în 1 Ioan, capitolul 4, versetul 18, dacă nu mă înșel, spune Dumnezeu, nu, este versetul 7, sau Dumnezeu este iubire. Dumnezeu în Scripturii este diferit de orice zeu plăsmuit de imaginația umană. Dumnezeii pe care oamenii și i-au făurit, fie că erau fizici din piatră, metal, lemn, fie că erau doar la nivel de concepție mentală, erau toți asemănători omului. Capricioși, zeii primitivi și zeii greci erau de toată jena, nu? Se certau între ei, foloseau tot felul de șiretlicuri ca să se păcălească unul pe altul, erau imorali și erau mai răi decât însăși greci, de multe ori. Și mai puțin înțelepți. Dumnezeu în Biblie e diferit. Dumnezeu este dragoste. Apostolul Pavel în 1 Corinteni spune, pentru în lume zice sunt mulți Dumnezei, sunt mulți domni. Zice, pentru noi este unul singur, Tatăl și un singur Domn, Iisus Hristos. Și al cunoaște pe Dumnezeu, al experimenta pe Dumnezeu, al gusta pe Dumnezeu, este cel mai grozav lucru pe care omul muritor și finit îl poate face pe pământul ăsta. Și nu numai, și dincolo. Și nu poți să îl cunoști pe Dumnezeu fără să începi să îi cunoști iubirea. Am vorbit despre credință, nu o să mai reiau acum. Am vorbit despre speranță. Am spus, credința privește înapoi. Privește la Domnul Iisus Hristos și la jertfa sa desăvârșită, isprăvită sau terminată de pe Golgota, la care nu mai trebuie adăuga nimic. Speranța privește la lucrurile viitoare. Speranța, practic, este credința care privește în viitor. La lucrurile pe care Dumnezeu le-a promis, la revenirea Domnului Iisus. Și apoi am început să vorbim despre iubire și am spus că iubirea își are sursa sau originea în Dumnezeu. Dacă omul iubește, și ăsta e unul din lucrurile care ne face diferiți de animale. Evoluționiștii nu știu cum explic asta. Dacă omul iubește, indiferent cât de
coruptă și, din păcate, iubirea omenească, mai ales în ziua de astăzi, este atât de coruptă, a fost făcută atât de comună, este atât de înjosită, încât abia o mai poți recunoaște ca iubire. De ce? Fiindcă a devenit egoistă. Însă dacă omul iubește, dacă a mai rămas ceva în ființa omului, coruptă și depravată și poluată de păcat, dacă a mai rămas ceva din iubire, asta ar trebui să arate, să îndrepte spre Dumnezeu. Am vorbit întâi despre iubirea lui Dumnezeu și Dumnezeu este sursa iubirii. Este iubire și este sursa iubirii și am văzut modul în care Dumnezeu a iubit. Iubirea agape din Scriptură nu este o iubire sentimentală. Iubirea agape este o atitudine, este o hotărâre, este o stare prin care cineva, vorbind despre Dumnezeu, Dumnezeu se hotărăște să facă bine celui sau celor pe care iubește. Asta indiferent de prețul pe care trebuie să-l plătească și într-un mod tot altruist, dezinteresat, fără să ceară, să pretindă, să caute ceva în schimb. Asta este iubirea agape. Și am văzut că cea mai mare arătare a iubirii lui Dumnezeu a fost făcută pe dealul Golgotei. Pe acel lemn pe care a târnat Fiul lui Dumnezeu. Spune Apostolul Ioan în capitolul 4 și haideți să deschidem acolo. Spune, și dragostea nu stă în faptul că noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi. Versetul 9. Prin faptul că versetul 10, scuze, am început să-l citesc. El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Asta e cea mai mare arătare a iubirii. Și pentru păcatele noastre, aici, în locul noastre, hai să ne punem pe fiecare și să ne imaginăm cum eram atunci când Hristos a murit pentru noi. Sau înainte de a fi împăcați cu El. Eram dușmani ai lui Dumnezeu. Tot ceea ce vroiam era împotriva lui Dumnezeu. Ne războiam cu Dumnezeu. Îl uram. Așa spune Scriptura. Asta e dragostea lui Dumnezeu. În al doilea rând am vorbit despre dragostea de Dumnezeu. Și am pus anumite întrebări și cred că fiecare trebuie să ne dăm răspuns la ele. Și anume, cât îl iubim pe Dumnezeu? Știm că dragostea, dacă cineva iubește pe Dumnezeu, este copil al lui. Lumea nu iubește. Domnul Iisus spune că a fost urât de lume, că lumea nu l-a primit. Apostolul Pavel spune că, zice, oamenii sunt uritori de Dumnezeu, sau în Romani, în 2 Timotei 3, spune că sunt iubitori de plăceri mai mult decât iubitori de Dumnezeu. Dacă cineva îl iubește pe Dumnezeu, este copil al lui. Și îl iubim, de ce? Fiindcă El ne-a iubit întâi. Niciun om nu s-a trezit dintr-o dată dimineața să spună, hei, când m-am culcat aseară, îl uram pe Dumnezeu și iată că acum, așa, din senin, îl iubesc. Nimeni nu iubește pe Dumnezeu decât dacă Dumnezeu a lucrat întâi în inima lui, dacă nu i-a schimbat. Cât îl iubim pe Dumnezeu? Întrebarea asta poate să fie pusă în câteva alte feluri. În primul rând, hai să dau un răspuns. Nimeni nu iubește pe Dumnezeu atât cât ar trebui. De acord? Trebuie să punem capul jos și să spunem, Doamne, îmi pare rău, nu te iubesc cât ar trebui. Nu te iubesc cât mă iubești Tu. Nu putem să punem semnul egal. Cât îl iubim pe Dumnezeu? Cât îi păzim poruncile? Iubirea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Dacă mă iubiți,
Păziți poruncile mele, spune Domnul. Cât căutăm, nu duminica la biserică, nu când stăm să citim Scriptura în seara sau când o citim, și când ne rugăm, în viața de zi cu zi, cât căutăm să împlinim poruncile lui. Așa știm că te iubim. Cât de mult face parte Dumnezeu din viața noastră de zi cu zi, așa știm că te iubim. Cât de important e cuvântul, așa știm cât îl putem, așa știm cât îl iubim. Un alt fel de a pune întrebarea este cât de mult am fost iertați. Și zice, spune Domnul Iisus, în casa lui Simon, fariseul, când vine femeia ușoară și plânge și îi spală picioarele Domnului cu lacrimile ei și le șterge cu părul ei și Simon privește cu dispreț și cu superioritate toată scena. Spune, dacă ar fi fost el profet, dacă ar fi fost cine spune că este, ar fi știut cine ea. Și Domnul îmi învață ceva. Simon, și dă pilda cu datornicul. Cine iubește mai mult pe stăpân? Acela care îi se iartă puțin sau care îi se iartă o datorie imensă pe care nu o poate plăti? Simon înțelege. Și Domnul îi spune, cui îi se iartă mult, iubește mult. De asta am pus în felul acesta întrebarea. Cât de conștienți suntem de starea noastră? Să nu credem că, deși sunt unii care păcătuiesc mai mult decât alții, ca și volum de păcate, sper că n-am inventat un termen acum, dar păcatele nu se măsoară numai în volum, în număr, ci fiecare păcat este groaznic înaintea lui Dumnezeu. Este vrednic de o pedeapsă veșnică, de o despărțire eternă de ea. Și atunci întrebării ar fi următoarea. Cât de conștienți suntem de păcatul nostru? Cât de conștienți suntem de starea în care am fost, de groapa din care am fost scoși. Cu cât suntem mai conștienți, cu atât îl vom iubi pe Dumnezeu mai mult. Cui se iartă mult, iubește mult. Se îndrăznesc să spun aici că și reciproca adevărată? Cine iubește mult, iartă mult. Dar nu-i subiectul nostru, iertarea, acum. Hai să mai pun o întrebare. Cât de mult îl iubim pe Dumnezeu? Știți cât? Hai să ne uităm în jurul nostru. Fiindcă întrebarea poate să fie pusă în următorul fel. Cât de mult iubim pe frații? Și despre asta vreau să vorbesc pe scurt astăzi. Cât de mult iubim pe frații? Dacă mai aveți deschis la 1 Ioan, capitolul 4, hai să citim versetele 20 și 21. Hai, nimeni nu mai avea deschis la 1 Ioan 4. 1 Ioan, capitolul 4, versetele 20 și 21. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos, căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Și aceasta este porunca pe care o avem de la el. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Dragostea de frați. Agape. De ce mi-e așa de greu să vorbesc despre asta? Poate fiindcă mă văd eșuând atât de mult și atât de des în privința asta. Cât îl iubesc pe aproape, pe fratele meu, atât îl iubesc și pe Dumnezeu. Vedeți, nu teoria contează aici. Nu teoria. Când vorbim de iubire, putem să lăsăm teoria la o parte și să ne uităm la aspectele practice. Să ne uităm la viața noastră, să ne uităm concret la ceea ce am făcut până acum. Cât iubim pe Dumnezeu?
nu-L iubim cât ar trebui. Cu gura spunem asta, cu fapta stăm și mai prost decât atât. Să folosesc persoana întâi singular, eu stau și mai prost decât spun. Cât îl iubesc pe fratele meu? Iubirea de Dumnezeu este direct proporțională cu iubirea de frați. Cu cât îi iubim mai mult pe Dumnezeu, cu atât îi iubim mai mult pe frați și invers. Cu cât îi iubim mai mult pe frați, cu atât arătăm o dragoste mai mare față de Dumnezeu. Dumnezeu se manifestă prin frați. Dumnezeu nu e prezent doar în mine. E prezent în fiecare copil al Său. Dragostea pe care Dumnezeu a pus-o în mine, care e o roadă a Duhului Său, o pune și în fiecare copil al Său. Cum pot să urăsc pe Cel pe care Dumnezeu îl iubește și pe Cel în care Dumnezeu este și se manifestă? Nu pot. Iubirea de Dumnezeu înseamnă iubirea de frați. Dacă dăm puțin pagina, la 1 Ioan, capitolul 3, versetul 14, hai să citesc până la 16. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Să mă opresc puțin aici. Vă dați seama? Iubirea de frați este dovada nașterii din nou. Este dovada mântuirii. Așa forță au cuvintele astea. Spune, noi știm că am trecut din moarte la viață, știm că avem viața veșnică prin faptul că avem iubirea de frați în noi. Și mai ceva. Noi știm. Vorbim de siguranța mântuirii. Și este unul din cele mai grozave lucruri pe care Dumnezeu ni le dă. Siguranță. A ști că nimic nu ne poate despărți de El. Că nimeni nu ne poate face un rău sau nimeni nu ne poate smulge din mâna Lui, este un lucru grozav în mijlocul încercărilor, în mijlocul problemelor, chiar și în mijlocul eșecurilor. Să știi că Dumnezeu nu te lasă cu niciun chip. Cum avem această siguranță? Nu spune în Scriptura, noi știm că suntem mântuiți sau știm că avem viața veșnică, că am trecut din moarte la viață, dacă știm teologie, dacă am citit Biblia de 20 de ori, dacă mergem în fiecare duminică la biserică, dacă predicăm, dacă nu știu ce altceva facem. Nu. Nimic din toate astea. Iubirea de frați este siguranța mântuirii în pasajul acesta. Alte versete din 1 Ioan, și nu avem timp să le citim pe toate, spun că iubirea de frați arată nașterea din nou, arată viața veșnică, arată iubirea de Dumnezeu, arată faptul că suntem copii ai lui Dumnezeu, că suntem în lumină, că umblăm în lumină, că suntem fii ai lumină. Așa de importantă este dragostea de frați. Până unde merge aceasta? Versetul 15 spune deja ce am spus. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș și știți că niciun ucigaș nu are viața veșnică rămânând în el. Cine urăște pe fratele său nu are viața veșnică. Și versetul 16, noi am cunoscut dragostea Lui, nu doar la nivel intelectual în mintea noastră, am experimentat-o, cunoașterea practică, prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Wow! Până acolo trebuie să meargă iubirea agape, dragostea de frați. Până acolo. Să ținem atât de mult la fratele nostru încât să privim bunăstarea lui, spirituală în primul rând, și mai jos dacă citim pasajul, vedem că nu numai, viața lui mai importantă decât a noastră. Să avem și noi gândul care a fost în Hristos Iisus și care a văzut viața noastră mai importantă
decât a lui. Până acolo merge iubirea de frați. Și iubirea asta nu are cum să provină natural în noi. Ci din contră, citim în Scriptură, dragostea lui Dumnezeu, acest agape, a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. În Ioan capitolul 13 spune Domnul Iisus și sunt printre ultimele cuvinte pe care El le adresează, cuvinte de îmbărbătare pe care le spune ucenicilor înainte de moartea Lui. În versetul 35 spune: prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Dacă veți avea dragoste. În semnul uceniciei, în semnul urmării lui Hristos, a creștinismului, este dragostea de frați. Cum se manifestă dragostea asta? În Galateni, capitolul 5, versetul 13, învățăm că dragostea se arată prin faptul că suntem gata să renunțăm, Galateni 5, cu 13, la libertățile noastre, la avantajele noastre, la poziția noastră de dragul altora. Iubirea agape înseamnă, sau se transpune în realitate, prin slujire. Spune Apostolul Ioan în capitolul 4 din 1 Ioan, preubiților, că nu iubim cu limba, cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul. Fapta iubirii este slujirea. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie, la libertate. Numai să nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Deja am spus prea multe. Mai multe decât pot prin propriile mele puteri să împlinesc sau prin propria mea experiență. Dumnezeu să mă ajute și să ne ajute pe fiecare să trăim ceea ce am citit. Să creștem în dragoste. Niciodată nu vom ajunge la să avem rezervorul plin. Să spunem gata, fiu. Am trecut și hopul ăsta. Am umplut groapa. Iubesc destul. Niciodată. Dragostea este infinită. Este un izvor nesecat. Scoate din fântâna asta și vei avea mai multă. Și mai bună, și mai curată dragoste. Am zis că deja am spus cuvinte care sunt, nu știu, în condiții naturale, în condiții obișnuite, mai mari decât mine. Nu le pot ajunge. Mă străduiesc, mă lupt. Însă nu cred că am ajuns până acolo. Să pot să spun, am fost, am văzut, am biruit. Beni, vidi, vinci. Încă nu. Nu în bătălia cu natura păcătoasă, cu natura umană. Și ca și cum asta n-ar fi fost de ajuns, dați-mi voie să mai citesc încă un pasaj. Ăsta nici măcar nu mai pot comenta. Matei, capitolul 5. De la versetul 43 până la versetul 48. Ați auzit că s-a zis să-L iubești pe aproapele tău și să-L urăști pe vrăjmașul tău. Matei 5, de la 43.
Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsare soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îi îmbrățișați cu dragoste sau îi salutați numai pe frații voștri, semnal de alarmă, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Asta e iubirea desăvârșită. Agape trece dincolo de dragostea fileo, dragostea de frați. E mai mult de atât. Mult mai mult. Dați-vă și voi toate silințele, spune Petru, în 2 Petru 1, de la 5, ca să uniți. Începe cu credința și spune cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Doamne milă, cine poate să țină capul sus când citește versetele astea? Doamne, mărește-ne dragul. Ajută-ne să te iubim mai mult în fiecare zi și iubirea asta pentru tine să o transpunem în iubirea pentru frați și iubirea de oameni. Amin. Amin.